Zilele călduroase de iulie atrag tot mai mulți clienți la strandul municipal din Reghin. Unitatea numără tot mai mulți copii și adulți dornici de scăldat, de plajă sau de relaxare la umbră. Familiile își fac apariția încă de la primele ore ale dimineții, când razele solare nu sunt puternice. Văd că sunteți un grup care vă distrați. Cât sunteți? De unde veniți? Venim din Ibănești, suntem 7 și ne place aici. E super fain la strand la Reghin. Am venit, cred că, în fiecare zi. Ce-ți place, să zicem, în mod deosebit? În mod deosebit că e liniștit și apa foarte bună. E chiar frumos, pentru că e caldă apa, e caldă afară și chiar nu sunt mulți oameni. Videți? O dată pe săptămână, cam așa. Cu cine ați venit? Cu nepoții care sunt în bazin. Am o părere foarte bună. Curat tot ce... Prima dată veniți? Prima dată vin astăzi, da, anul acesta, dar sunt foarte mulțumită. Mie mi se pare foarte frumos, mai ales că aici sunt multe bazine, sunt bazine pentru copii, pentru copii mai mari și bazinul cel mai mare, de 3 metri. Și în cele 3 metri este frumos că poți să sari și este foarte adânc și nu te poți lovi, cum este aici. Văd că nu ai venit singură. Da, am venit cu niște colege și prietene. Știi să înoți? Da, știu. Înseamnă că îți place foarte mult aici. Care e bazinul tău preferat? Asta. Ce îți place? Ghețată aici. Toate, e foarte frumos aici. Care e bazinul tău preferat? Ăla mare acolo. Înseamnă că știi să înoți. Da. Este ora 12, iar termometrele indică la această oră 28 de grade Celsius. Așadar, soarele este extrem de plăcut, iar dacă ne luăm toate măsurile de precauție, însemnând să nu ne expunem îndelungat la soare, la razele solare și să avem capul acoperit, distracția este garantată la strandul municipal din Reghin. Iar veștile sunt bune, cel puțin încă 2 zile. Miercuri, dar și joi vom avea temperaturi foarte bune, chiar până la 33 de grade Celsius în Reghin. Abia de vineri vremea se strică, să spunem, sunt prognozate ploi, temperaturile vor scădea, astfel că maximele vor atinge doar 26 de grade Celsius. Așadar, weekendul nu se anunță a fi unul pentru scăldat. Trebuie așadar să profităm de zilele care urmează, miercuri și joi, soare la Reghin și distracție la strandul municipal. Unitatea de agrement administrată de Primăria Reghin își așteaptă clienții mari și mici după programul deja cunoscut, între orele 9 și 21, excepție făcând ziua de luni, când strandul se deschide la ora 14. Tarifele de intrare au rămas neschimbate față de vara trecută.